Ziua copilului a fost menționată pentru prima dată la Geneva, la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în anul 1925, unde 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. Ziua de 1 iunie este de fapt Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor, însă astăzi este sărbătorită în mai multe țări ca fiind Ziua Copilului. Aceasta datează din anul 1950 și a fost stabilită de către Federația Internațională Democrată a Femeilor de la Congresul de la Moscova din 22 noiembrie 1949. Variantele globale majore includ Ziua Universală a Copilului din data de 20 noiembrie după recomandarea Națiunilor Unite. Ziua Universală a Copilului are loc anual în mai multe țări la data de 20 noiembrie. Prima dată a fost proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1954 și a fost înființată pentru a încuraja toate țările să instituie o zi, în primul rând pentru a promova schimbul reciproc și înțelegerea în rândul copiilor și, în al doilea rând, să inițieze acțiuni pentru a beneficia și promova bunăstarea copiilor din întreaga lume. Ziua promovează obiectivele prezentate în Carta pentru Bunăstarea Copiilor. La data de 20 noiembrie 1958, Națiunile Unite au adoptat Declarația Drepturilor Copilului. Ulterior, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Convenția cu privire la drepturile copilului tot la 20 noiembrie 1989. Cele mai multe țări celebrează astăzi Ziua Copilului în data de 1 iunie. Alături de România, alte 47 de țări celebrează copiii la aceeași dată. Ziua Copilului trebuie să rămână un motiv de sărbătorire a celor mici, o zi în care întreaga lume să fie mai sensibilă, mai atentă și mai activă în ceea ce privește problemele copiilor de pretutindeni. În viață am pornit și visi am împlinit.